Administrația fluvială a Dunării de Jos, AFDJ Galați, a marcat definitivarea procedurilor privind intrarea oficială în serviciu a 4 remorchere multifuncționale cu clasă de gheață. Aceste nave vor crește capacitatea de intervenție a administrației fluviale, atât în punctele critice care apar pe Dunăre în perioadele secetoase, cât și pentru eliberarea șenalului navigabil de ghețuri pe timp de iarnă. Remorcherele multifuncționale vor mai asigura, în cazul apariției unor solicitări și operațiuni de remorcaj, intervenții pentru dezeșuări de nave și convoaie, stingerea de incendii la bordul navelor sau la cheu, precum și alte tipuri de operațiuni speciale. Vorbim de intrarea în funcțiune a două remorchere fluviale care își vor desfășura activitatea pe Dunărea fluvială și două remorchere pe zona de fluviu maritim, care vor acționa deci de la Brăila până la ieșirea în Sulina. Valoarea proiectului este de 152 de milioane de RON. Începutul acestui proiect proiectul a fost demarat în 2019. Astăzi asistăm la punerea lor în funcțiune. Obiectivul principal care a fost avut în vedere este acela de a asigura condiții optime de navigație pe Dunăre. Navele au fost construite de o companie din Constanța în colaborare cu două șantiere navale din Turcia, iar furnizorii de echipament au fost firme de renume din domeniul navigației. Remorcherele maritime Covârlui și Slatina 2 au o putere de peste 5.000 de cai putere, în timp ce remorcherele fluviale Bicaz și Becket ating 2.000 de cai putere. Navele beneficiază de un grad ridicat de automatizare, ceea ce le permite o mare flexibilitate în derularea operațiunilor. Aici avem supraveghere la sala mașini. Toate alarmele care se pot produce în sala mașini sunt recepționate pe acest monitor. Aici avem cele două motoare principale, babord, tribord, caterpillar. Două auxiliare Volvo Penta. Acestea sunt cârmele propriu-zise, care nu mai au forma și dimensiunile care le știți. Elicile sunt în diuze și se rotesc 360 de grade, sunt azimutale. Remorcherul Covârlui a avut deja o primă misiune, în cursul căreia a acordat asistență unei nave maritime care avea o serie de probleme tehnice. Tocmai am avut o solicitare de la Brăila până la mare. Am fost cu o navă maritimă. A ieșit în siguranță nava maritimă, fără nicio problemă. În ce a constat asistența? Deci nava a pierdut o ancoră și nu poate naviga pe aval decât cu ambele ancore. Și pentru siguranța navei, fiind încărcată la 7 metri pe scaj, i-am acordat asistență pentru orice defecțiune ar fi fost. Dincolo de sistemele radar, hărțile electronice sau sistemele GPS, la fel de importante sunt și tradițiile marinărești. Așa că, dincolo de latura tehnică, festivitatea de botez și binecuvântare a navei a adus și ea un plus de emoție în acest moment important pentru administrația fluvială. Intrarea în serviciu a noilor nave a fost însoțită de urarea vânt din pupa, apeline și reușită în intervenții când va fi nevoie de ele.